Microsoft Intune are două portaluri de administrare. Primul portal este portalul de conturi, așa numitul Account Portal, care de fapt este o interfață de administrare la Azure Active Directory. Aici puteți vedea lista de utilizatori care fie au fost creați în instanța din cloud de Azure Active Directory, fie au fost sincronizați. Aici vedeți, de exemplu, un utilizator care a fost sincronizat dintr-un domeniu Windows Active Directory local. Vedeți diferența de icon dintre cei doi. De asemenea, puteți crea sau sincroniza grupuri de securitate, puteți gestiona licențele de Intune și vedeți aici abonamentul pe care îl folosesc pentru această demonstrație, precum și aveți posibilitatea de a accesa informații de suport sau service request. Cel de-al doilea portal este portalul de administrare propriu-zis. Aici vedeți, în primul rând, un dashboard cu un sumar al tuturor informațiilor pe care le puteți obține din Intune. De exemplu, puteți vedea că am două device-uri înrolate în acest moment în Intune. Puteți vedea grupuri, atât de utilizatori, cât și de device-uri. Aici veți vedea doar utilizatorii care au fost înrolați pentru a folosi serviciile Intune, respectiv din toată lista de utilizatori sincronizați în Azure Active Directory, îi veți vedea doar pe cei care au fost adăugați în grupul Microsoft Intune și astfel au căpătat dreptul de a-și înrola device-urile. De asemenea, puteți vedea o listă de device-uri. Dacă merg aici la All Mobile Devices, o să vedeți imediat cele două device-uri pe care le-am înrolat în cadrul serviciului. Observați, este un Windows Phone și o tabletă cu Android. Dacă accesăm proprietățile unui device, putem vedea informații generale, putem accesa task-uri cum ar fi retire, wipe, resetare de parolă, remote lock. Putem vedea eventuale alerte care au fost generate de pe device-ul respectiv. De asemenea, putem vedea un inventar hardware. Aici vedeți în sumar ce sistem de operare, ce tip de telefon este, adrese MAC, data când a fost înrolat, deci informații utile pentru un administrator care dorește să facă troubleshooting la acest device. De asemenea, dacă aș fi făcut deployment la aplicații, aș fi văzut aici ce aplicații sunt instalate pe device și de asemenea putem vedea ce politici îi se aplică device-ului respectiv. Puteți face grupuri custom. Aici, de exemplu, am făcut un grup de device-uri Android care îl voi folosi pentru a distribui politici special către aceste tipuri de device-uri. Tot în consola de administrare puteți vedea alerte. Dacă device-urile gestionate au alerte cu privire la patch-uri, la, eu știu, malware sau faptul că nu s-au aplicat setările, acestea vor apărea în consolă. Puteți distribui software, aplicații, în funcție de platforma respectivă. Puteți încărca atât pachete cu aplicații, folosind wizard-ul din portal, sau puteți furniza link-ul către portal sau store-ul corespunzător, de exemplu pentru telefoanele cu Windows Phone din Windows Phone Store sau pentru Android din Google Play. Deci, dacă doriți să instalați o anumită aplicație pe device, trebuie doar să furnizați link-ul. De asemenea, avem secțiunea de policy în care puteți vedea configurații care doriți să se aplice device-urilor. Dacă ar fi să facem un exemplu, puteți vedea aici în listă tipuri de politici care pot fi aplicate. De exemplu, setări generale care să se aplice la toate device-urile, setări de securitate, cum ar fi setări de parolă, de PIN și alte configurări necesare. Apoi, setări specifice pentru fiecare tip de device. Observați, avem posibilitatea să distribuim certificate, putem să configurăm conexiuni VPN, putem să configurăm conexiuni wireless și, de asemenea, putem să configurăm automat setările pentru acces la e-mail pe ActiveSync. Acestea diferă în funcție de platformă. Bineînțeles, aveți setări
care pot fi create pentru fiecare platformă în parte. Observați aici pentru iOS, pentru iPhone și iPad și pentru Windows. Observați pentru Windows Phone sau tabletele cu Windows 8.1 sau RT. Asemenea, aveți rapoarte. Sunt o serie de rapoarte predefinite, cum ar fi cele cu software-ul detectat sau cu inventarul hardware. De asemenea, puteți furniza numărul de licență, de contract de licență și se poate face o comparație între numărul de licențe deținute și numărul de instanțe de software găsite. Ca exemplu, vă prezint aici un raport de hardware inventory pentru mobile devices, în care observați sumar cum ar fi nume, sistem de operare, producător, model, pe urmă diverse alte informații, cum ar fi numele utilizator, adresa utilizatorului care a înrolat device-ul, alte informații cum ar fi partea de GSM la telefonul mobil, adresele MAC ale plăcilor de rețea și așa mai departe. De asemenea, avem secțiunea de administrare, unde utilizatorii care au roluri de administrare pot accesa și face configurări. De exemplu, pot configura recipiente pentru notificări, pot configura tipurile de alerte și aici vedeți o listă cu alertele care pot fi configurate. Aici puteți vedea și configura utilizatorii care au fost configurați și au primit drepturi administrative. Configurarea acestora se face din portalul de conturi, deci interfața de administrare pentru Azure Active Directory. În schimb, puteți delega anumite task-uri, cum ar fi Service Administrator sau Device Enrollment Managers, unor utilizatori obișnuiți, care, de exemplu, să aibă permisiunea să înroleze device-uri. Tot aici puteți downloada agentul care să fie instalat pe calculatoarele cu Windows, Windows 7, Windows 8. Practic, Microsoft Intune poate gestiona aceste tipuri de calculatoare din cloud. Aveți un spațiu de stocare care poate fi folosit pentru a ține kituri de instalare pentru aplicații și, de asemenea, aveți setările corespunzătoare pentru diverse tipuri de device-uri mobile în ceea ce privește partea de enrollment. Aici, de exemplu, vedeți că pentru majoritatea platformelor cerințele au fost îndeplinite și acestea pot fi enrolate. Tot aici puteți configura multifactor authentication și, de asemenea, puteți configura o conexiune la un server Exchange, fie on-premise, fie în cloud, cu ajutorul căreia puteți face conditional access. Tot aici puteți modifica informațiile de termen și condiții care sunt prezentate utilizatorilor în momentul când își înrolează device-urilor. În concluzie, folosind aceste două portaluri, portalul de conturi, Account Portal, care este o interfață de la Azure Active Directory, și portalul de administrare, cu ajutorul cărora se fac setările de configurație, un administrator poate să-și gestioneze cu ușurință utilizatorii, device-urile, calculatoarele și poate face toate operațiunile de management folosind serviciile din cloud Microsoft Intune.